Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că performanța e strict conectată cu conceptul de calitate, asta e chiar tema de astăzi, calitatea. Există multă confuzie în privința asta. Suntem obișnuiți să credem că o vilă cu piscina e mai de calitate decât o garsoniera, că o limuzină e mai de calitate decât o mica smart. Dar nu este exact, pentru că la un moment dat, dacă voi ați avea o limuzină, un Mercedes, super, elegant, dar care se oprește fiecare 5 km, probabil ați gândit că nu este deloc o mașină de calitate, pentru că nu vă puteți baza pe ea. Pe de altă parte, ce ați gândit despre o mașină care are performanțe foarte bune, dar după câteva ore de folosință este de aruncat? V-ați gândit că e o porcherie absolută? Nu e adevărat, pentru că toate mașinile de Formula 1 chiar așa sunt extrem de performante, dar după câteva ore de un circuit sunt de aruncat pur și simplu și trebuie luate tot de la capat. Deci asta nu înseamnă că nu sunt de calitate. E, de fapt, apropo de caracteristici, sunt o groază de situații în care, de exemplu, cum am spus înainte, o mica smart poate fi mult mai comodă decât un Mercedes, pentru că o smart o parchezi oriunde, te ajută mai mult în trafic, etc. Deci, când noi vorbim de calitate, vorbim pur și simplu de respectarea specificele, adică orice obiect, gândiți-vă un moment, orice obiect nu este decât o promisiune. La un moment dat, eu mi iau o mașină care mi promite că mi duce cu anumite caracteristici, bla bla bla. E, eu iau un lift care mi promite că mi urcă la etaj. Iau un coach, iau un trainer, iau un avocat, iau un medic. Fiecare dintre ăștia mi promite ceva. Când este de calitate? Când respectă promisiune. Deci nu e vorba de cine e mai bun, de înaltă calitate, în sens de mai scump sau mai mic, ci pur și simplu cine respectă promisiune. Eu degeaba am un lift de aur dacă mi se blochează printr-un etaj și eu trebuie să chem cineva să mă scoată de acolo. Degeaba am o mașină super minunată dacă asta se oprește și nu mi aduce. Degeaba am un calculator aparent performant dacă fiecare două minute trebuie să restartez. Deci, conceptul ăsta de calitate nu este decât a respecta ce ne promite obiectul când îl cumpărăm sau când avem de-a face cu el. Evident, evident, și nu am cum să apes mai multe pe tema asta, eu îmi amintesc că acum 20 de ani pe idei de afaceri am scris un articol care se titola aproximativ cel mai mare capital în afaceri este credibilitate. Bine, credibilitate este exact calitate de cineva sau de ceva, de o firmă. La un moment dat, eu cumpăr de la cineva care mi-a dat încredere, asta înseamnă că e de calitate. Când un prieten, o firmă, un profesionist îl consider de calitate? Când respectă ceea ce îmi promite. Deci, amintiți că dacă vrem să fim oamenii de calitate și să producem servicii de calitate, lucru pe care absolut trebuie să ne bazăm este a respecta angajamentele, a respecta promisiuni. Pentru că crede că toți avem experiență de lumea care vă promite mare și munte, și în afaceri, și printre prieteni, și în familie, și la nivel de produs, de publicitate, și apoi, de fapt, nu le respectă. Bine, noi considerăm că asta e cineva sau ceva de proastă calitate.
Dacă nu vrem să fim oamenii de proastă calitate, trebuie să respectăm angajament. Dacă nu suntem în stare să respectăm angajamente, pur și simplu, să nu le luăm. Iar am depășit timpul, zi plăcută în continuare, ne vedem mâine la aceeași oră cu aceste mici ghinduri despre viață și calitate și business. O zi bună în continuare!